Acum, mai ales că e și nebunia asta cu coronavirusul, așa, riscul de a pătrunde mai ușor coronavirusul e mult mai mare la fumător, pentru că el se dezvoltă preponderent în plămâni. La fumătorii de tutun. La fumătorii în general, Tânc, da. pentru că bariera asta, ok, e o barieră a temperaturii. Da, dar pe partea, adică și aici e un fel de ruleta rusească, că poți să ai norocul să te întâlnești cu coronavirusul când ai fumat și temperatura să-l omoare, dar poți să te întâlnești cu coronavirusul când nu fumezi și să ai riscul să nu mai ai bariera aia naturală 100% și să te infectezi mult mai repede.